Mulțumesc, bună dimineața! Stimați colegi, declarația mea de astăzi se intitulează 105 ani de la Marea Unire. Sărbătorim 105 ani de la Marea Unire a Românilor, sărbătorim unirea Basarabiei, a Bucovinei, a Transilvaniei cu țara. Cea mai înaltă făptuire românească, realizată la 1 decembrie 1918. Nu este numai o sărbătoare, ci și o comemorare a sacrificiilor ce au fost făcute pentru a ajunge aici. Istoria ne-a învățat să credem în adevărul cuvintelor, că n-ai să aștepți nimic de la împărați străini, nici de la fiii altor neamuri. Bine poți să aștepți singur, numai de la propriile tale puteri, dovedindu-ni se astfel adevăr peste orice îndoială, datoria noastră nu poate fi alta decât să cercetăm cu cea mai mare grijă unde găsim întreaga forță proprie care ne poate menține în viitor și ne poate garanta mărirea și gloria neamului pentru totdeauna, spunea Iuliu Maniu la Alba Iulia, care împreună cu Vasile Goldiș, Alexandru Vaida Voievod, Aurel Vlad și mulți alții au luptat pentru autonomia și independența Transilvaniei de sub jugul austro-ungar. Comemorăm suferința unor oameni ce și-au sacrificat propriul destin pentru ca noi astăzi să ne numim liberi și independenți. Oare câți dintre noi a repetat sacrificiul sutelor de mii de ostași români căzuți pe câmpurile de luptă? Oare câți dintre noi ar muri pe un pat de paie într-o celulă întunecată pentru o generație care nu știe că bunicii săi au sfințit cu sânge pământul pe care îl calcă? Oare câți dintre noi ar lupta cu încăpăținare pentru recunoașterea internațională, așa cum a făcut-o Regina Maria pentru noi? Astăzi fluturăm un steguleț și postăm un la mulți ani fad, lipsit de curaj, ca și cum au făcut ei pentru noi, trebuie uitat, pentru că ni s-a impus să uităm, ne-au fost distruse elitele, ne-au întemnițat eroii și martirii neamului, mulți dintre luptătorii pentru unire fiind aruncați de bolșevici în închisori, unde unii dintre eroi care au dat obolul suprem al țării a fost chiar viața. Neuitarea faptelor acestor eroi martiri, în măsura în care devenim pildă și model pentru noile generații, este singura care poate duce la regenerarea neamului românesc. Vă rog să nu ne pierdem glasul, să rămânem mândri de ce s-a întâmplat acum 105 ani, să rămânem mândri de faptul că pe frontul de luptă, generalul Eremia Grigorescu a lansat deviza „Pe aici nu se trece”, care a stat la baza unei biruințe românești strălucite, împlinită prin actul Marii Uniri. Pentru că pe aici nu se trece, de la munte la mare, România e a noastră. E România mare, e România generațiilor luptătoare. Este România generațiilor luptătoare pe care încă le avem, prin tinerii care învață și vor să lupte pentru această țară, prin studenții care aleg să rămână la noi în țară după absolvirea studiilor universitare, prin profesioniștii care veghează în fiecare minut pentru identitatea și perenitatea noastră națională, prin românii plecați din țară care visează românește și speră ca într-o zi să se întoarcă acasă și să aducă cu ei schimbare, prin miile de români ce nu-și pierd încrederea în libertate și democrație, care mărturisesc un crez românesc. Lor le urez la mulți ani. Vă mulțumesc!